Salut și am găsit la un nou episod din Assassin's Creed. Am revenit aici în birou, la birou asasinilor, pentru că am mai făcut o misiune, așa mi amintesc. Trebuie să-l asasinăm pe ăla, parcă pe șeful banchier, trading, ceva merchant, nu știu. Șeful piețarilor din Damasc. Mafiotul mafioților. Așa, hai să vedem. Da, și înainte să începem, nu uitați să dați like, share, subscribe, chestii de gen, nu știți, voi, standardul. Nu, sau trebuie să merg înainte la birou să vorbesc cu ăștia, ok. Mă întorc acolo. Uite aici. Gata. Hai să vedem. Altair, my friend. Welcome, welcome. Whose light Welcome, have you come welcome. to collect today? Nu His name is știu. Abu Nakul. Da, ăla. Oh, the merchant king of Damas, richest man in the city. Quite exciting, quite Ne-a dangerous. Bogat din oraș, I envy you, Altair. Well, not the bit where you were beaten and stripped of your rank, but I envy everything else. Oh, except for the terrible things the other assassins say about you. But yes, aside from the failure and the hatred, yes, aside from those things, I envy you very much. If you're finished, I gather the information required to begin my task. You work quickly. Tell me what you've learned. Abu Nakud is corrupt to the core and despised by his own citizens as a result. It appears he's been stealing money meant for the people of Damas and spending it on himself. Da. Even as we speak, he flaunts his greed, preparing for a E corupt, aparent, asta. Corupție. Should have their hands full dealing with the guests. They won't Ce even sabie. Know there. Most impressive, my friend. The other Păi, dubioasă să rog camera asta din jocul ăsta. I was sure you'd come through. Bine că în Assassin's Creed 2 am reparat chestiile, dar au băgat frame rate-ul ăla ciudat. Locked, adică părea mereu că parcă mai permanent jocul în 30 FPS-uri. Nu știu, ciudat, nu merge foarte smooth jocul, nu știu de ce. Chiar că avea FPS-uri multe, nu... Nu știu, avea un de-asta ceva, un filtru sau ceva care putea să fie cumva blocat pe 30 de FPS-uri într-un motiv sau altul. Să mergem mai întâi la viewpoint ăla, ca să vedem și noi ce se întâmplă în zona aia și apoi la asasină. Vreau să văd zona. Așa, și vreau să în comentarii ce vreți să mai jucăm pe canal. Pentru că eu sunt dispus la idei noi, nu știu. De joc, de serii. Și îmi place că YouTube acum blochează comentariile, aparent. Să le activezi tu manual, nu înțeleg de ce. Adică nu prea mai gândesc așa de la YouTube, sincer. Sincer, cred, nu știu dacă se numără chestia decât în România, pentru că am căutat pe, genul, am căutat pe net, pe YouTube inclusiv, și în afară de... și n-am găsit nimic gen internațional. Deci probabil că e chestia că pentru România... Eu înțeleg exact ce vor, cum vor să fie YouTube un loc mai safe. Înțeleg. Dar oricum, hai să vedem. Unde e viewpoint-ul? Ca să-l putem, da, sincroniza. Am ajuns aici. Și așa am intrat, vreau mai întâi să deblochez zona. Dar mai întâi mergem și noi pe aici. Exact. Cred că uite pe ăla de acolo de sus. Cred că cu ăla avem noi treabă. Dar nu știu cine e sultanul ăsta. Alo. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Thank you all for joining me this evening. Please eat, drink, enjoy all the pleasures. Enjoy all the pleasures. Take your time. I will wait. Am și sânge sau vin ăsta? I trust everything is to your satisfaction. Au pus vin aici. Nu sânge. O sunt vampiri aia. Da. Ui, ce urât e, are bube pe față. Gras fix exact cine ești.
War threatens to consume us all. Da, și nu bă, dă-te graful la o parte. Mă să zbăție cu fundul, așa. So, I propose a toast then. To you, my dear friend. Ăsta cred că... Asta e, mamă, ce corupt e asta, nu știu ce, ce discurs. Ține asta aici. Such kindness! I didn't think it in you. You, who have been so quick to judge me, and so cruel. Oh, do not feign ignorance. You take me for a fool. But I have not heard words. Nu știu ce vrea ăsta mai exact. Well, I have, and I fear I can never forget. But this is not why I called you here tonight, no. I wish to speak more of this war, and your part in it. You give up your coin quick as can be, knowing all too well it buys the deaths of thousands. You don't even know why we fight. Vrea să-i întărâte împotriva regelui sau ce? Sau sultanului. But these are lies you tell yourself. Cine? Și împotriva cui vrea să atâțe oamenii? Aia nu înțeleg. E diferit. Compassion, mercy, tolerance. These words mean nothing to any of you. Mean nothing to those infidel invaders who ravage our land in search of gold and glory. And so I say enough. Sounds like exactly despre ce discursul ăsta aici. One that will bring about a new world. Rasia moare pe ăștia de aici. Might live side by side in peace. African. A pity none of you will live to see. Ah, o trăvit fântâna. Ok, ce s-a chiar de criminal. Nu înțeleg exact de ce au omorât pe ăștia, adică cred că erau împotriva războiului sau ceva de genul. Cred că să ges pe aici. Hai să vedem cum ajungem acolo sus. Cred că pe aici. Așa nu mă văd, sper. Așa sper, că așa nu mă văd. Mamă, dar ce... Criminalul ăsta, poate ce au execuție în masă, ce e asta? Cum ajung la el? A, pe-n parte. Ajung pe aici. Nu, nu pot ajung pe aici. Că se iau pe aici. Da, și se mânca așa pe la... Nu, dă-ți drumul alter, nu turca pe pereți. Nu știu cum... Aha, să ajung, să urc mai sus de aici. Ok, am înțeles cum. Uite pe aici, pe aici, pe dreapta, dreapta, în stânga, de fapt. Acum, urcă-te sus. Așa. În sfârșit. Am văzut unde. Mamă, dar ce dubios e ăsta, uite ce... Criminal, de fapt, dubios. Nu, 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 nu. What the fuck? De ce ai făcut așa ceva altier? Deci nu trebuie să mergi pe bara aia acum normal. What the fuck? Deci de ce nu mi-e și mie să asasinez așa mai smooth sau ceva? Nu, trebuie să sari acolo, în mijloc, nicio treabă. Nici nu mai e acolo măcar. Bine, acum să murim mai bine.
ca să răsătă misiunea. Că Altair se aruncă cu capul înainte. Use throwing knives to deal with distant enemies. Da, e grozav, nu? Hai acum să fug repede. Mă grăbesc să ajung la ăla. Și-a scap de ăștia repede. What the fuck, Altair, ce faci? Deci jocul ăsta chiar mă... Nu știu, mi se pare dubios să joc ăsta. Ce sare Altair așa pe toți pereții, zic. E bun, nu am că zic oamenii așa că e nebun de pe stradă când vezi că sare așa. Hai, fugi pe acum. Nu, încă e acolo, bine, sultanul. Deci de ce te blocai într-un perete care nu există Altair, pe bune, deci. Pe bara asta nu poți să stai, adică... Nu contează, vreau să fac mai smooth asta, dar... Aia, l-am asasinat pe gras. Their words can no longer do harm. Why have you done this? You stole money from those you claim to lead. Sent it away for some unknown purpose. I want to know where it's gone and why. Look at me. My very nature is an affront to the people I ruled. And these noble robes did little more than to muffle their shouts of hate. Okay. So this is about vengeance then. De răzbunare? No, not vengeance, but my conscience. How could I finance a war in service to the same god that calls me an abomination? If you do not serve Salah ad-Din's cause, then whose? In time, you'll come to know them. I think perhaps you already do. Ah, damn. Then why hide? And why these dark deeds? Is it so different from your own? You take the lives of men and women, strong in the conviction that their deaths will improve the lots of those left behind. Da, am înțeles. A minor evil for a greater good? We are the same. Suntem la fel, zic că nu suntem la fel. No, we are nothing alike. Ah, but I see it in your eyes. Nu, nu suntem la fel. You doubt. Gras, și cam mai e faza cu tine atât. Cannot stop us. Da, asta e cu templierii. Our new world. Am, dar ce... Care am scăpat de asta? Aia e important. Bă, gata, se blocase jocul, nu știu. Am asasinat pe ăla, e important. Că am scăpat de el. De unde? Uite pe aici. Ce-mi blochez camera acolo? Hai dacă toți suntem aici să ne urcăm și să luăm viewpoint-ul ăla. Uite totuși. Așa, hai. Încă puțin, vei ajuns aici. Bă, da, pe aici. Aparent atât aia, da. Că nu cred că puteam să mor mai sus, nu am cum să mor mai sus. Ok, hai să ne pot să sar de aici.
Mai am pe un loc de sărit ceva ca să pot scăpa de ăștia. Că i-am cam omorât pe șeful lor, care era criminal și era de partea templierilor, adică aia nașpa. Și nu prea am cum să sar de aici. Hello, help, ceva. Nu. Ce fel de palat e ăsta dacă n-ai căpițe de până? Da. Am rămas blocați aici. Trebuie să cobor cumva pe aici pe interior. Așa, hai. Coboară. Dă-ți drumul. Așa. Nu știu, mâncă homar aici. Ia uite ce mâncau. Așa ce încuiat. Ce cum vrei să... Ăștia cum vor să scape de aici? Uite pe aici atunci. Uite pe aici o ieșire sau ceva. Opri. What the fuck is, is happening? Pe bune. Ce se întâmplă cu jocul ăsta? Nu pot să zic că un generator de nervi atât. De când am început să mă joc, asta se întâmplă de unul de când am mult mai enervat. E trebuie să se înscrie încă rămâne 2. E cu părerea mea că acolo introduce pe Ezio și cam mai e Ezio. A, era pe aici prin spate ceva. Dar vreau să fi scăpat mai mișto. Nu cădea în apă. Ua! Oh, de ce ai căzut în apă? Deci pe bună te... Uite acolo, așa păi sărit în spate. What the fuck? Acum... Da. Asta se scrie unul logic. Am uitat că Altair a învățat să noate de la Tommy Vercetti din Vice City. Poate Tommy Vercetti i-a învățat de la Altair să noate. Vreau scap de voi, dar voi nu mai vreți. Hai, dar ce veni tot? De ce veni? Nu înțeleg ce tot vine ăștia la mine. Adică, uite, vă pălesc cu sabia așa. Dar uite și poți să de unde ai venit. E, a căzut în apă. Da, hai să încerc să iau steagul ăla. De asta nu mai muri. Și că nu știu să anuți, dar totuși. A, uite ce era căpița de fân. Da, trebuie să scap de ei. Hai, fugi, fugi, fugi. Ia pe acolo. Da, hai să scăpăm de ei prin piața asta. Nu e prea idee prea bună. Nu știu ce se pun pe acolo, măcar că sunt și în fața mea. Dacă vreau să mă oprească până la urmă. Vreau să opriți o persoană. Încercați să săriți în fața ei ca să o opriți. Care mic, te vrei să iau acum la săbii. Iar eu acum am o magie cu niște cuțite.
Pe bune, m-a văzut acolo. Mam. Așa cuțitul. Bă, dar ce v-a strâns aici toți? Ok, am părta un tuson, am omorât doi oameni. Chiar dacă unul era în spate și al de la mânjunghet era în fața mea, dar aia e altă poveste. Dar Altair are niște puteri magice. Nu știe să noate, dar are puteri magice. Poate să omoare oamenii cu spatele, înjunghind un om care e în fața lui, omoară și pe aia în spatele lui. Adică Altair e next level. Uite și ăsta la fel, are puteri magice, ai văzut? Făcea... un... ăsta... un templier. Ce noroc am avut de cât mi-a purtat la în fața mea și am băgat asta la ma. Bă, dar ce veniți toți aici? Pleacă de aici. Pleacă. Poate și tu sabia. De ce scos pumnul? N-ai sabie, ce... what the fuck? Stai aici, doamne, bă, deci... Altair e ceva next level, jocul ăsta e ceva next level, nu știu. Să ajung la birou asasinor acum. Nu sunt departe, aparent, am ajuns ulterior. Mamă, dar ce... larmă am provocat aici. Word has reached me of your success, Altair. Da. Abun Akkud's reign of terror is at an end. I'm glad to hear it. Exact. He killed them. The men and women at his party. It was poison. A coward's tool. Blamed them for the war. I-au trebuit pe toți. Said he wished to end it. Aș fi ce vrea. Strange. But then again, the merchant king was known to be a bit different. Perhaps this was simply a symptom of his madness. E nebun, da. You sound unconvinced. Speak with Al-Mualim then. He may offer a better explanation. Yes, we'll see what he has to say. Okay, sunt ce ce Al-Mualim. Fast forwarding memory to a more recent one. Assassination complete. Target has been eliminated. Return to Al-Mualim. Da, fast travel, că nu mai stau pe aici. Nu-mi place zona asta. Come, Altair. Speak with me a moment. Hai să vorbim cu Al-Mualim. Word has reached me of your success. You've my gratitude and that of the realm. Okay. Freeing these cities from their corrupt leaders will no doubt promote the cause of peace. Exact, promovăm cauza păcii omorând liderii corupți. As you cleanse the cities of corruption, you heal the hearts and minds of those who live within. Ar trebui să vină Altair să vină și în România puțin. Each man I've slain has confessed strange words to me. They are without regret. Even in death they seem confident of their success. What? Though they do not admit it directly, there is a tie that binds them. I'm sure of it. Da, zic că lucrează cu templierii ăștia. What we are told to be true and what we see to be true. Exact, Altair. Most men do not bother to make the distinction. It is simpler that way. Nu auzi ce zice lucrata aia. Unele chestii sunt adevărate și unele sunt fake. Bă, ne-a luat pe toți. What is it that connects these men? Ah, but as an assassin. It is also your duty to still these thoughts and trust in your master. For there can be no true peace without order. Avem încredere în maestrul nostru, aparent. You speak in circles, master. You commend me for being aware, then ask me not to be. Which is it? The question will be answered when you no longer need to ask it. I assume you called me here for more than just a lecture. No.
Very well. E c'è. Rank and weapon are again restored to you. Ah, non è d'oro. Two more leaders remain. Go and see to it that their rule is ended. Eterna de vorbit al molim. Da, Eterna de vorbit. Ce rămâne de tot? New ability rank, regain balance in dodge, new sword. Ce armă? A dat armă nouă? Să aveam asta pe mână până acum, armura aia. Nu e de la, nu e armura, e de la Hidden Blade, dar nu știu ce ne-a dat. Că nu pare să avem vreo armă nouă, sau aia acolo în spate, buzunare. Dar oricum. Cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe și ne revedem data viitoare pe Naruto. Salut!